Vorbește lumea la cafea, se aude tare. Baletul este indicat în primul rând pentru toate fetițele, dar și băieții, pentru că îți oferă o ținută de care ai nevoie. Îți oferă o rigoare pe care poți să o folosești chiar și la școală și pe care părinții și-o doresc să o aibă copiilor, și un corp sănătos, cât și o minte sănătoasă. Am ales baletul deoarece vreau să mă exprim prin mișcările mele grațioase, trăiri, sentimente. E o bucurie pentru mine. Baletul este ceea ce vreau să fac în continuare. Cam acum 5-6 ani am ales să fac de performanță. Avem copii de la 3 ani jumate care dansează acasă și părinții vor neapărat să facă ceva, să-și concentreze energia în această direcție, și vin și de la 3 ani jumate, dar recomandarea noastră este de la 4 ani, 6 ani să facă balet. Mie îmi place mult să fac balet. Mi-a plăcut întotdeauna, de când eram mică mi-a plăcut. Baletul mă face să mă țin mult mai drept. E greu la balet? Așa și așa. Dar e greu. Vrei să devii balerin? Aș vrea să devin și să fiu faimos. Ca mami? Da, mami cea mai faimoasă. De la o singură ședință îți dai seama dacă copilul poate să facă de performanță sau nu această meserie, pentru că dezvoltarea corpului trebuie să fie armonioasă, începând de la vârfuri, de la cudiupieuri, la X-uri, genunchi, poziționarea spatelui, prezența pe care o are atunci când face primele exerciții sau lucruri normale, cât de atent este în a se dezvolta în această zonă. Îți poți da seama cu ușurință dacă el este făcut pentru această carieră. Mi-am dorit să facă o mișcare și să facă un sport care să o dezvolte. Ea a fost cea care are baletul. Face deja balet de un an de zile și s-a schimbat postura corpului, s-a schimbat felul în care merge, în care se mișcă. Cred că o ajută mult. Mie îmi place foarte mult la balet pentru că este foarte multă grație, disciplină și muncă. Și aș vrea să ajung pe scenele mari. Copii de 10 ani care vin la cursul de începător pentru că, deși și-au dorit acasă sau poate copilul nu și-a dorit să facă balet, dar părintele observă că nu mai este atât de motric, se mișcă greu, respiră greu când urcă scările și are nevoie de a face o activitate. Pot face, evident, balet și pot face și gimnastică ritmică și dans sportiv, dar baletul cumva nu-i afectează pe sistem articular, cât și pe probleme ale oaselor, pentru că totul se face extrem de controlat și gândit. Mulți părinți, chiar și copii, care vin la noi și în principiu le spune doctorul că au probleme legate de boltă căzută, cifoză, lordoză, iar lucrurile astea se pot corecta la balet, pentru că, uite, de exemplu, la poziția 5, acum stă ea, ea are o poziție cât de cât corectă, dar când sunt foarte mici, au tendința să cadă pe boltă sau să aibă platfus. Iar în timp, această poziție se poate corecta.